Bine, trecem la colonia vecină. Aici nu știu dacă mai am ceva de făcut. Sper să mai am ceva de făcut la ea. Da, din fericire mai am ce să-i fac. De ce zic așa? Fiindcă este o altă colonie din cap în cap. Am lăsat aer aici într-un capăt să răsufle. Și mai am loc de o ramă. Deci altceva nu mai am ce să-i fac decât să despart, să mai iau o ramă din față, eventual, și să... Ce să-i mai fac eu? Aștept să comentați, să-mi spuneți ce să fac eu. Ce soluții puteți să dați o astfel de colonie? Așa, acum se vede mai bine. Și ce este mai grav este grav acum, depinde de cum privești lucrul. Problema este în felul următor. Eu nu mai am unde să-l dezvolt, deci clar, nu am nici caturile potrivite pentru el. M-am gândit la o soluție, dar ar fi temporară. Dar n-am ce să-i mai fac, e gata. Îi bag acum o foaie și am terminat cu ea. Ba nu, gata, m-am înșelat un pic. O să-i bag două foi. Hai că tot e bine. De ce zic așa? Că iată, aveam aici o diafragmă uitată. Așa. Hai că putem veni cu două foi. Aici în spate e catul de miere. Așa e. Acest tub cu diafragma aceea cu grila, cursul, ce se întâmplă? La ramele de după diafragmă se transformă automat în cat. Și el aici își aduce mierea, păstură, depinde cum se organizează. Sau e posibil să mai aducem noi câte o ramă, dacă vrem să extindem așa cum voi face eu acum. Ia să văd și pe rama asta. Tot mâncare este. Aici e miere. E miere din cap în cap. Deci a adus numai mâncare. Mai are loc, să zicem, dacă ține vremea într-o săptămână, așa se termină acest loc repede. Nu ține foarte mult. Iată o altă ramă. Și aici e plină cu miere. Să vă fac un cadru din ăsta cu miere. Ia, se vede, da. Dacă se vede. Sper că s-a văzut. El a început să încălzească grila. Deci, e o problemă aici. Să înceapă să construiască grila nu prea bine. Nu o să văd unde face bocii, în cazul că face boci. Încercăm să scoatem o ramă care să o mutăm în spate de data asta, ca să dăm foaia în față. Deci avem aici puie. Este așa de... Ca să ne uităm la iarnă, să vedem cum a fost în primăvară. Iată cum arată acest puiet aici. Mă uit.
Să văd dacă e și matca prin zonă. Nu este. Doar temporar cum această ramă aici. N-aș vrea să stea acolo, dar dacă are 10 rame de puiet, atunci ce să mai mut în spate? Să mut puiet. Am dat aici o ramă la construit ultima dată. E plină de ouă. Eu mă uit după matcă să nu accidentez când manipulez ramele. Iată o foaie ouată de la cap la cap tot. Bine. Eu în anul trecut vă spuneam că vă ziceam ceva de consanguinizare. Și este valabil, să știți. Dezvoltarea unei colonii depinde și de puietul care îl aveți. Ia uitați. Deci așa arată puietul. Nu e numai pe rama aceasta, o să vă mai arăt că ratul e larvar. Deci foaia construită. Deci acolo am numai puiet și puiet. Sunt toți la fel, doamne ferește, sticoșul chiar așa, dar 70% din stupina așa. Ia uitați la puiet. Foarte frumos. Și vă mai arăt. Deci ăsta când ieși afară, unde să se ducă? În copac, nu? Băi, așa ziceam și eu, că tot în copac. Că nu mai am unde să-i fac loc. Doar să improvizez eu un cat aici, ceva șmecherez, dar după aia se reduc feromonii. Câte caturi, câte rame de albină poate să ducă o matcă. Eu zic că 18 e max. Plus caturile de lucru. Deci am 3 de puiet acolo. O scot pe a patra, aici e copt puietul, da. Ia priviți. Așa arată acum. Uite, acum eclozează din mijloc. Ia uite, aici au eclozat albinuțile. Acum eclozează aici. Scoate capul. La fel și pe partea aia, la altă tot acolo. Asta e o ramă care va ecloza în maxim 2 zile toată. Mai departe, 4 rame de puiet. Și continuă. Aici avem o ramă care a eclozat puietul. Marca a reușit ea să o ceva pe aici, dar a adus polen. A blocat un pic cu polen. Aici n-am mai apucat să blocheze, că a băgat matca repede ouă. Aici a fost matca mai deșteaptă. Deci încă n-am găsit ramă care să o mut în spate. Încă nu. Am zis că sunt 5, dar 6 cu puiete, sunt 6. De ce număr puiet? Fiindcă la 10 rame de puiet e suficient. Nu mai avem nevoie de puiet. Asta e mai ușoară când
Când o iau în mână, deja știu că e clozat. Dar și aici deja matca a venit și a depus și sunt și larve. Punem un cap de 18 rame deasupra? Nu pun. Nu, că asta o să scăpăm de sub control și... N-avem nevoie de roi, eu nu mai am nevoie decât să obțin câteva mătcuțe anul ăsta și restul vor rămâne așa cum sunt. Ia pe altă ramă cu puie. Larvar tot. Deci eu nu fac griji până în momentul în care văd puiet larvar și ramă oată din cap în cap. Eu știu că încă 10 zile nu o să intre în friguri. Dar după aia nu mai sunt sigur, deci după aia se termină joaca asta. Cât să reziste și ea, stai mă că suntem și în mijlocul zilei, deci albina 30-40% e în exterior. Eu așa privesc acum, deci 4-5 rame de albine e pe afară, se plimb. Și restul ce văd aici e cea care va deveni culegătoare în scurt timp. Ce rost are că suntem tot la puiet aici. Avem pufalete, adică ăsta e clozat azi noapte. Este important să cunoașteți albina care este tânără în momentul în care vreți să faceți măci și roi. Fiindcă dacă mutați albina bătrână, atunci aia se va întoarce și vă rămâne roiul gol. Dacă mutați din asta tânără, va rămâne pe loc. Bun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avem 9 rame cu puiet și am ajuns la o foaie. Nu știu dacă e foaie, nici nu știu ce am dat aici. Da, e o foaie. E o foaie și este o oată. Deci, o oată... Ambele foi care au fost date la construit. Aici mai are încă de oată, da. Da, numai pe o parte a început să ouă. Ce să mai, 10 rame cu puietul o să fie 100%. Acum rămâne foaia asta aici și următoarele două rame le voi muta în spate. Așa. N-am ce să mut, că și pe asta e puiet. Deci dacă pe aceasta avem puiet, este pe 11 ramă pe care s-a împins cu puietul. N-am ce să aleg. Și atunci cea care am dat în spate va rămâne acolo. Iată, avem puiet căpăci. A luat matca asta ca mitraliera rusească. O grămadă de puiet. Avem 11 rame cu puiet. Material pentru 6 roi. Deci, rama aceasta avem puiet, o dăm lângă diafragmă și vom face contactul cu colonia. Rama marginașă va trece în spate, îi dăm de lucru la noapte. Dăm de lucru la noapte și două foi, iar la următoarea vizită nu-i mai facem nimic decât o privim.
izolez mărcilii în metoda moldovenească. Dar înainte să le izolez, le dau să construie plin. Am înțeles că după o lună de zile, o astfel de colonie va scădea doar două rame de albine. Deci nu este foarte mult. Dacă eu la sfârșitul lui iunie o să am, hai să zicem, 14 rame de albine la această colonie, e foarte bine. Matca o să înceapă o ponta, o să-i fac un tratament și asta basta. Ce să-i mai face? N-avem ce să-i mai face. Iată, așa arată stupul din cap în cap, plin de albină. Bun, până data viitoare, numai bine.